Bună ziua! În acest videoclip vă vom prezenta unde sunt poziționate filtrele concentratorului de oxigen Respirox de 10 litri și modul de întreținere al acestora. Filtrele de burete a concentratorului de oxigen sunt poziționate sub acesta. Primul filtru este poziționat în această zonă, tragem de carcasă, scoatem buretele. Acesta poate fi spălat foarte bine, cu apă călduță și săpun, lăsat la uscat și montat pentru reutilizare. Cel de-al doilea filtru de burete este poziționat puțin mai sus. Acesta este trage stânga-dreapta de el. Filtrul se scoate foarte ușor. La fel îl putem spăla, lăsa la uscat foarte bine și reutiliza. Montăm filtrul la loc, după care îl poziționăm la loc. Filtrul HEPA este poziționat deasupra, sub această carcasă. O să avem nevoie de o șurubelniță pentru a desface capacul. Deșurubăm filtrul HEPA. Acesta este. Îl înlocuim cu unul nou și îl montăm pentru reutilizare. Montăm capacul. Iar concentratorul poate fi reutilizat. Recomandăm schimbarea filtrelor de burete atunci când este nevoie. Trebuie să verificăm săptămânal filtrele și în funcție de numărul de ore de utilizare a acestora și mediul în care este ținut, vom schimba aceste filtre. Iar filtrul HEPA va trebui schimbat anual. Pentru mai multe informații, urmărește-ne pe oxigen24.ro.